Bună ziua, stimați cetățeni! Bună ziua, dragă presă! Subiectul briefing-ului de azi este agricultura. În contextul rectificării bugetului, care, cunoașteți toți, au fost aprobate de către guvern și iată azi au fost dezbătute în Comisia Economie, Finanțe și Buget pentru prima lectură. A fost aviz. Foarte bine cunoașteți ce se întâmplă în Republica Moldova la capitol climateric. Nu vreau să vorbesc mult despre situația legată de seceta. Doar vă spun că ultimele 3 săptămâni, practic, fiecare zi am fost în teritoriu și am avut contacte cu mii de agricultori. Discuții, comunicare, din nord până în sud. Situația cu grupa 2, cu porumb, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, este mai gravă decât cu prima grupă, cu grâu, rapiță și ors. Din perioada aceasta, când noi am pornit discuțiile în luna august despre pachetul de suport pentru fermieri, practic nicăieri nu a căzut nicio picătură de ploaie. Consecințele acestei secete vor fi grave și pentru perioada următoare. Dacă cineva poate să spună că noi am avut așa ceva timp de 30 de ani, el este un provocator sau incompetent. Această secetă este similară cu calamitatea din 1946-47. Nu voi obosei n-a spune chestia asta. Mulți agricultori sunt în disperare. Ei acum au rămas de unii singuri cu problemele, cu creditorii, cu necesitatea prelucrării solului și însemențarea culturilor de toamnă în condițiile vitrege, când pământul este beton, când bani pentru strict necesar nu este, când mulți nu pot achita plata de arendă și în primul rând suferă agricultorii mici și mijlocii. Holdinguri duc bine mersi. Așteaptă când ramura să intre în insolvență pentru a prelua afacerile agricultorilor de la sate. Și iată, în acest context a venit această rectificare în buget, însoțită și de anumite modificări legate de rambursarea TVA, ceea ce noi, într-adevăr, noi am convenit câteva săptămâni în urmă, dar această măsură este una insuficientă, fragmentară și în mare parte nu salvează mulți agricultori. Repet încă o dată, foarte mulți agricultori mici nu sunt plătitori de TVA. Atunci, în luna august, când noi am avut discuțiile aprinse, când au fost acele proteste justificate și când noi am avut discuțiile cu prim-ministru, principalul argument că nu putem să dăm mai mult de 1500 de lei, că s-a început cu 500, am ajuns la 1500, dar principalul argument a fost că vine grupa 2 și noi trebuie să acoperim pierderile și la grupa 2, să evaluăm și venim cu suport acolo. Iată că avem această rectificare și vedem că niciun bănuț de suport nu este preconizat pentru fermieri la grupa 2. Da, se fac acum actele. Numărul de agricultori afectați o să fie mai mare decât cei din prima grupă. Asta deja se vede foarte clar. Din toate zonele, dacă la prima grupă mai mult a fost afectat centrul și sudul și marea parte a nordului este puternic afectată la grupa 2. Dar vedem, cu părere de rău, că agricultura continuă să rămână cenușăreasă. Foarte multe promisiuni făcute de către guvern au rămas doar la nivelul vorbelor. La rectificare banii nu vin pentru fermieri. Promisiunile de reeșalonare a datoriilor nu au fost realizate cu niciun gram. Legea despre reeșalonarea datoriilor față de bănci, proiectul de lege așa și nu a apărut. Agricultorii sunt terorizați la moment
cu cunoștință de cauză vă spun acest lucru, de creditorii, în mare parte de furnizori, inputuri oricare și ei au datoriile față de, de țările, de companiile mama, nici măcar hotărârea guvernului privind reeșalonarea datoriilor față de 2KR și Mecagra nu a fost realizată în această perioadă. Modificările la legea subvenționării, simplificarea procesului de subvenționare, să nu fie cerut certificatul de lipsă de datorii și simplificarea subvenționării ratelor la creditare, așa și nu a apărut. Nu este acest proiect de lege care se vine de la guvern. Adică la, pentru grupa a doua nu s-a făcut nimic în afară de aceste modificări cu TVA, care și ele sunt limitate în timp. Rambursarea TVA și moratoriu care pentru 4 luni, până la 31 decembrie. Situația este mai mult decât alarmantă. Guvernarea care nu dorește să sprijine propriul sectorul agroindustrial, în foarte scurt timp va lucra pentru agricultura din alte țări. Cu consecințele respective. Exodul masiv a populației, distrugerea satelor, preluarea afacerilor, etc., etc., etc. Se creează impresia că guvernarea anume urmărește acest scop. De a nu permite crearea clasei mijlocii la sate, așa cum este la nivelul Republicii Moldova, să fie preluate afaceri de către agroholdinguri. Noi, cei de la platforma DA, de la partid, de la fracțiune, atragem în repetate ori atenția la această catastrofă, care deja s-a pornit. Noi am pregătit un șir de amendamente. Și primul amendament, care am insistat azi și voi vocifera și în plen, între prima și a doua lectură, majorarea fondului de subvenționare cu 400 de milioane. Am arătat și sursa de unde este posibil de luat bani. Iarăși, nu de la programele sociale, nu de la copii, profesori, medici. Noi avem o mare restanță la capitolul executării lucrărilor cu așa zise drumuri bune. Am văzut aceste 3 săptămâni și calitatea la unele drumuri. Mă tem că actualul ministru economiei după Găbureș tot o să meargă să măsoare cu degetul tot ce se întâmplă acolo. Dar, oricum, chiar și datele oficiale, conform datelor oficiale, proiectul drumuri bune este executat la nivelul 40%. Și nu-i nicio garanție că până la sfârșitul de an toate lucrările vor fi îndeplinite. Și chiar dacă ele vor fi îndeplinite, teoretic, dacă achitarea o să fie nu în decembrie, de exemplu, dar în ianuarie, februarie, din sursele bugetului anului 2021, eu nu cred că se va produce tragedia. Dar dacă agricultorii nu vor fi subvenționați, mai ales cei mici și mijlocii, mii de agricultori, tragedia se va produce, cu certitudine. Iată de ce. Noi insistăm să fie identificate 400 de milioane minimum pentru majorarea fondului de subvenționare, să fie prelungite programul de rambursare TVA până la 30 septembrie 2021 și moratoriul la controale fiscale până la 30 septembrie 2021, așa cum au solicitat agricultorii la întâlnirea cu ministrul finanțelor și prim-ministrul. Amendamentele respective au fost înregistrate și depuse la Comisia Economiei, Finanțe și Buget. Asta este solicitarea minimală din partea producătorilor agricole. Noi acum nu vorbim despre situația cu irigarea, asigurarea și, în genere, situația, abordarea, atitudinea guvernării față de agricultură. Noi acum vorbim de măsurile stringente imediat următoare pentru a salva ramura, pentru a salva agricultorii de la sate. Insistăm la aceste modificări. Încă o dată atragem alarma, să cunoască și agricultorii, că, cu părere de rău, în mare parte, undeva la 70% din ceea ce s-a promis, agricultorii au fost mințiți cu acel pachet agricol. Și nici recomandările grupului de lucru
la care eu am făcut parte, chiar dacă n-am semnat ultimul, toate recomandările că nu eram de acord, că nu sunt indicate sumele de compensație, dar nici aceste recomandări nu se respectă la moment. Eu atrag atenția și la cei deputați care au semnat de la Partidul Democrat, de la PSRM, de la PAS. Chiar și lucrul nostru este în mare parte ignorat de această guvernare. Chem pe toți deputați și pe întreg Parlamentul la solidaritatea cu fermierii și să întreprindem la timp măsurile pentru a salva ramura. Nu la anul. Am auzit această programă de asigurare securității alimentare. Pentru cine o să fie acel program? Pentru agroholdinguri? Pentru cei care rămân? Totul trebuie de făcut la timp. Și sunt posibilități pentru a sprijini agricultorii. Că în situația în care statul nu vrea să reeșaloneze datoriile, să ajute la reeșalonarea datoriilor față de bănci și furnizori de inputuri, unica soluție pentru fermierii sunt compensațiile de la stat cu care ei o să poată să achite parțial sau plenar cu datoriile. Altă ieșire nu este. Chem la responsabilitate maximală Parlament, în primul rând, dacă noi vedem că la guvern persistă atitudinea irresponsabilă față de ramură strategică, atât sub aspect economic, cât și sub aspect social. Ramură care ne hrănește și asigură mai mult de 30% de locuri de muncă și direct și indirect contribuie la formarea 40% din PIB. Sper să fiu auzit. Și eu cred că ceea ce se întâmplă acum cu aceste rectificări și măsurile statului observă și foarte atent monitorizează și agricultorii care au protestat și probabil că în situația care există au toate motivele să protesteze în continuare. Asta fiind spus, vă doresc o zi cât mai frumoasă.